Salutări băieți și fete, ce faceți? Bă, bine, sănătoși! Bine v-am găsit la un nou episod din cariera noastră de club, Jürgen Klopp, nu oricine, la Borussia Dortmund. Astăzi avem mare meci mare cu locul 11 cu Werder Bremen, iar apoi avem un meci esențial în UEFA Champions League împotriva celor de la Newcastle. Bun. Hai să-i dăm bătaie, hai să vedem ce ne iese și... Bă, stai mă, ce se întâmplă aici? Stai așa un pic, că ceva e în neregulă. Da, bun. Nu înțeleg de ce după fiecare actualizare mi se modifică dificultatea. Mă rog, nu contează. Hai să-i dăm bătaie. Jucăm cu o echipă mai așa meciul ăsta. Iar în următorul meci, automat o să băgăm cea mai bună variantă a echipei, că n-avem cum altfel. Sper să nu facem vreo prostie, să ne încurcăm sau mai știu eu ce și cam asta ar fi. Okafor pasează bine aici pentru Malen. Malen îl găsește pe Erson aici în bandă, ala-i tată. Bun, Malen acolo pierde posesia în fața careului. Bore. Grob. Keita. Haideți bă băieți, așa mă tată. Drăgușin pasează bine aici pentru Rierson. Malen. Okafor acum. Okafor pasează bine aici pentru Jadon Sancho. Jadon Sancho îl găsește bine în bandă pe Matson. Hai tată, hai. Întoarce-o bine. Pac, țiplă. Okafor acum. Okafor pasează bine pentru Zaire Emery. Zaire Emery vine cu șutul din afara careului, peste poartă. Hai că am început bine acest meci. Sperăm să și marcăm cum ar veni. Bun, câștigă bine acolo Sabitzer, posesia, Okafor. Sancho. Zaire Emery pasează bine aici pentru Burijo, care vine cu șutul, dar Pavlenka reușește să respingă mingea în corner. Ei, m-am dus să tai un copac. Sabitzer din unghi, vine cu șutul, din nou Pavlenka reușește un plonjon bun. Aici respinge mingea în corner și ar fi al doilea la rând. Drăgușin. Drăgușin vine cu șutul aici, dar minge slabă pentru Pavlenka, reușește să rețină fără niciun fel de problemă. Zaire Emery câștigă posesia, Drăgușin. Pasează aici pentru Malen. Malen îl găsește bine pe Okafor. Okafor intră în careu, șut la colțul lung și reușim să deschidem scorul 1 la 0, minutul 26. Okafor, cred că e primul gol. I don't know. Habar n-am. Nu mă mai aduc aminte. Pleacă bine acolo cu pasă Drăgușin, în bandă. Matson? Sau? Rier? Nu mai știu cine i-a dat pasul lui Okafor. Am ațipit. A, ba nu băi, al doilea, om. A mai dat un gol. Las că e bine. Okafor reușește să deschidă scorul, ne pune în avantaj și sperăm să și câștigăm. Dar nu ne-au făcut cine știe ce probleme ca să ne speriem. Burijo. Burijo trece bine aici. Burijo nu-l atacă nimeni. Aoleu, dar pasează greșit. Pasează greșit acolo și pierdem posesia. Piper acum pasează pentru Yang. Jung. E corean, tată, nu știu. E corean. Friedl pasează pentru Deman. Dede, man. Alvero. Alvero înaintează spre careu. Pasează bine acolo pentru Bore. Și Bore aduce egalarea în minutul 39. Bă, da, nu mă așteptam la chestia asta. E total greșeala mea. Pentru că eu m-am dus greșit cu al meu Drăgușin. Bun, Malen reușește să rămână aici la balon. Zaire Emery acum. Zaire Emery pasează pentru Okafor. Okafor întoarce. Bă, ce greșeală am făcut aici. Trebuia să șutez. Trebuia să șutez. Friedl acum presat acolo, Deman.
Nu-mi place cum sună. Din nou Friedl și final de primă repriză. Conducem cu 1 la 1, cum să vă spun. Da, 1 la 1 la pauză. Ne-am descurcat bine în prima repriză. N-au avut cine știe ce șanse băieții, dar asta este. E 1 la 1. Au dat și ei un gol. Dacă nu dădeau ei un gol, era 1 la 0. Cum s-ar spune, a zis odată un mare filozof. Keita acum. Keita presat acolo de Sabitzer. Bun, Disasi reușește să câștige posesia. Burijo acum. Burijo pasează. Aoleu. A fost cât pe acolo. Dacă ajungea mingea la Okafor, era gata faza. Bun, câștigăm din nou posesia. Burijo. Burijo deschide jocul în bandă pentru Rierson. Rierson pasează înapoi pentru Burijo, care vine cu șutul în blocaj, din păcate. Deman acum. Deman presat acolo, Burijo vine bine, câștigă posesia, pasează pentru Okafor. Okafor trece, excelent, șut al lui Okafor, 2 la 1, minutul 60. Excelentă deposedare a lui Burijo, excelentă pasă, excelentă finalizare și dublă a lui Okafor. Bă, da, e un jucător de viitor. Asta e clar. Nu știu dacă să fac chestia asta, dar parcă aș încerca. Ia, hai. Hai să-l băgăm pe ADM în locul lui Okafor. Să vedem de ce e în stare, să vedem cu ce se ocupă băiatul ăsta. Dacă e fotbalist. Sincer, nu m-a făcut să vreau să-l joc titular tot timpul. Adeyemi a avut multe greșeli. De fapt, greșeli. Nu a confirmat. A avut ocazii de șut. N-a fost cine știe ce șuturile. Disasi scoate bine mingea acolo în defensivă. Adeyemi acum. Dar mie mi s-a părut până acum că în afară de sprint n-are mai nimic. Și asta e o problemă. Acum Adeyemi reușește să-mi dea peste nas cu ceea ce am spus despre el. Deschide, de fapt deschide scorul, e 3-1, nu mai deschide niciun scor, că e deschis de mult. Marchează și Adeyemi, reușește să se impună la puțin timp după ce a intrat pe teren. Frumos, așa mai da, așa te mai vede omul, altfel. Na, îl scoatem și pe Schlotterbeck în locul lui Drăgușin. Mai mângâie și pe el lumea, mai facă și el pipi la gard. Ca să fie bine, să nu fie rău. Hai să vedem ce iese. Bore acum. Bore pasează în bandă pentru Deman. Din nou Bore, marcatorul golului. Presat acolo de Schlotterbeck și oferim un corner. Și dacă tot e corner și cutare, hai să vedem ce schimbări mai facem. Hai să-l băgăm pe Anguissa în locul lui Zaire Emery. Pentru că în această repriză nu prea l-am văzut. Și aș vrea să-l bag pe Royce în locul lui Burijo. Dar de ce s-a întâmplat așa? Că nu înțeleg atât. Iese Burijo, iese și Zaire Emery. Sperăm să fie bună afacerea pe care am făcut-o în acest moment. Bine, cu Royce e clar că e bine. Că Royce a confirmat. Bun, Kjobel reușește să blocheze acolo șutul. Rierson pentru Anguissa. Anguissa la prima atingere de balon. Marco Reus. Reus trece bine acum, pasează excelent pentru Adeyemi. Adeyemi întoarce aici, pasează excelent pentru Marco Reus. Marco Reus în careu, șut, bară, nu te cred, bă, frate. Marco Reus oferă și el o fază frumoasă. Din păcate bară, dar nu e problemă. Nu-i problema de război, Anguissa câștigă posesia bine aici. Adeyemi. Adeyemi trece excelent, Adeyemi bun, întoarce aici și pasăm pentru Marco Reus, dar din păcate nu mi-a luat comanda să șuteze din prima. Disasi, Sabitzer, Adeyemi pasează aici pentru Marco Reus, care vine cu un șut puțin pe lângă poartă. Deja minutul 88, ne-am descurcat mai mult decât bine. Ar cam trebui să se încheie meciul așa. Cred eu, nu cred că se va mai întâmpla nimic. Ei, nu! Nu se poate.
Nu se poate. Nu-i da galbenul lui Anguisa, stai potolit. Stai potol. Friedl aruncă mingea acolo, câștigă posesia Sabitzer. Și final de meci, dragilor, câștigăm 3-1 pe teren propriu în fața celor de la Werder Bremen. Luăm cele 3 puncte, facem 17. Slăbuți, stăm slăbuți în campionat. Dar cam aia e. Problema cea mai mare e alta, băi, tată, bă. Avem un punct tot. O să fac echipa și trecem direct la meciulete. Ia vezi, ia. Direct ofertă de la România pentru Jurgen Klopp. Noi nu stăm la discuții. O acceptăm, tătic. Nici nu mă așteptam. Deci mă jur că nu mă așteptam să vină așa repede o ofertă de la România. Gata, ui, Emre Can. Te băgăm imediat. Bun, băi, tată. S-a pregătit și echipa. L-am băgat pe Schlager în locul lui Sabitzer. Intră Dybala în locul lui Okafor. Can în locul lui Drăgușin. Și Schlotterbeck în locul lui Disasi. Hai să vedem. Trebuie să jucăm. Să jucăm, nu să ne încurcăm. Suntem în deplasare. Asta mi-e cel mai frică. Aulu Gurețca. Bruno Guimaraes, parcă e ăsta. Almiron. Almiron plesează aici, pasează acolo Alexander Isaac. Bun, Schlager reușește să câștige acolo posesia și să respingă pericolul. Sancho pentru Dybala. Dybala pasează înapoi pentru Sancho. Sancho deposedat acolo de Trippier. Almiron acum. Hai mă să vedem. Hai că văd că ne-au luat ăștia tare rău de tot. Nu, nu se poate. Schlager vede cartonașul galben și penalti pentru Newcastle, dragilor. Îmi asum. E greșeala mea totală. E greșeala mea totală. Nu. Nu am ce să zic. Am făcut-o de boala copiilor. A taie-te-te tăfati. Schlager deposedat acolo de Almiron. Goretzka acum. Din nou Almiron. Bruno Guimaraes deposedat excelent acolo de Benjamin Bourigeaud. Bourigeaud urcă acolo. Intră în careu Bourigeaud, întoarce un adversar. Încearcă șutul, dar este deposedat în ultimul moment acolo Bourigeaud. Am deposedat bine, dar degeaba. Degeaba. Aia e cel mai trist. Emre Can reușește să respingă pericolul aici. Paulo Dybala. Dybala trece excelent acolo. Dybala pasează în bandă pentru Malen. Malen urcă. Malen excelent acolo, întoarce un adversar, pasează în centru pentru Dybala. Blocat acolo Dybala în momentul pasei. Nu mă, n-ai cum, bă, să apără ăștia ca demenții. Și noi nu înțeleg de ce atacăm cu toată echipa. Asta mă stresează tare. Emre Can câștigă posesia aici. Jadon Sancho reușește să facă un adversar. Am încercat pasa, dar Sar reușește să deposedeze Botman acum. Haide mă, Goretzka. Bun, blocăm bine aici. Zaire Emery pentru Schlager. Sancho. Bourigeaud pasează bine. Bourigeaud acolo, dar este deposedat Dybala. Un pic de neatenție din partea vârfului nostru de atac. Bruno Guimaraes acum. Presăm bine aici, minge la Bourigeaud. Bourigeaud pasează excelent pentru Paulo Dybala. Pasăm aici pentru Malen. Malen încearcă să dribleze acolo, deposedat acolo de Acuña. Gordon. Joelinton. Bun, Schlotterbeck simte acolo ce a vrut să facă Joelinton. Blochează pasa în ultimul moment. Acuña.
Acuña deposedat de Rierson prin faul, du-te bă. A, ba nu, final de primă repriză, m-am gândit. Mă, și enervase, mici nebun. 1-0 la pauză, dragilor. Din păcate, gol dat din penalti. Nu ne face cinste treaba asta deloc. Wow, Malen, faultat acolo. Dă și tu un roșu, mâncați așa, ca să am și un pic de avantaj. Nu e drept. Malen. Malen deposedat de Acuña. Aparent Acuña a văzut cartonașul galben, dar nu e suficient. Trebuie să vadă cartonașul roșu, bă, tată, bă. Alexander Isaac. Alexander Isaac vine cu centrarea. Almiron face 2-0. Hai să intre Adeyemi. Nu mai, tată, că ne aruncăm pe atac. Ne aruncăm pe atac. Ultra attacking, n-avem ce să facem. Ar trebui măcar să legăm și noi pasele ca niște oameni normali. Nu ca niște tântălăi care s-au urcat acum prima dată în ghetele de fotbal. Almiron 3-0, minutul 54. Genial, ce pot să spun. Altul moare și așa n-are. Burijo pasează aici pentru Adeyemi. Burijo. Paulo Dybala. Dybala trece excelent aici. Dybala vine cu șutul, dar apără Pope. Pah, mamă. Mor, bă, mor cu zile. Ca și meciul cu PSG. Ne o facem cu mâna noastră. Aoleu, că nici nu știu ce să mai zic, ce să mai fac, cum să mai dau. Că nebunesc, o iau razna. Almiron blocat acolo de Malen. Intră în care o Almiron pasează și reușim să deposedăm prin Emre Can. Burijo acum. Burijo îl vede excelent aici pe Adeyemi, dar a țipit o lacrimă, a pierdut un tempo, nu-i nicio problemă. Ba e o problemă, ba nu e o problemă. Dybala greșește acolo în fața lui Trippier. Și pierdem din nou posesia, minutul 70. Suntem conduși 3-0, nu suntem în stare de nimic, suntem niște dobitoci. Guinea One. Contraatac acum, șansă de gol, apără Kjobel, încă un corner pentru Newcastle. Hai să-l băgăm pe Marco Reus, poate dă și el golul de onoare. Deși mi-e greu să cred că noi nici măcar în care am ajuns de prea multe ori. Dar aia e, vedem. Botman marchează pentru 4-0, ne-am făcut de râs suficient, eu zic să dăm forfe și să termine 3-0, ca să fie bine, să nu fie rău. Scotem echipa de pe teren. Trebuie să ne trezim la realitate, bă, că nu e bine. Bun, trece bine acolo Adeyemi. Haide, bă, motoretă. Motoretă, driblează acolo, șut al lui Adeyemi. În blocaj, nu ne iese, bă, nimic. Bă, nimic nu ne-a ieșit meciul ăsta. Deci nimic. Nu știu ce să zic, că am avut șansă, în afară de deposedarea aia lui Burijo și... Da, nu știu, n-ai ce. Aproape de 5-0. Ferească Dumnezeu. Ferească Dumnezeu și Maica Domnului. N-am stat bine deloc în repriza a doua, am stat jalnic, josnic și cum vreți voi să o luați. Da, a taiet. Nici n-am ce să zic, ești nebun la cap. Noi am încercat, dar nu se leagă, deci nu se leagă, am făcut greșeala aia la primul gol. Da, aia nu e nicio problemă, acolo a fost o greșeală. Dar nu s-a legat nici pase, nici nimic. Asta e. Emre Can blochează acolo și mai ieșim cu o minge din careu. Dar nu mai e timp de nimic. Ne facem de căcat. Da? Mergem în Anglia să plecăm cu tolba plină de goluri luate. Ia vezi, bă, ce fere Cluj în Champions League. Da. E o rușine. Țai. Ah.
cum s-o dau și cum s-o scot, că habar n-am în Cavaș. Deci n-am nici cea mai mică idee. Vom avea meci cu Frankfurt. Da? Cel mai probabil Bayern München e pe primul loc. Da, suntem la 3 puncte de primul loc, asta nu e o problemă. Dar în Champions League stăm foarte, foarte, foarte rău. Hai să aruncăm o privire. Wow, ia vezi ea. Cred că suntem calificați la Euro, ești nebun? Cred că suntem calificați la Euro. Ia uite, România 2-2 cu Portugalia. Am bătut Ucraina 6-0 la general. Le-am rupt fâșul la toți. Cum ar veni? Avem un egal. Nu, două egaluri, o înfrângere și 5 victorii. Mai avem vreun meci? Nu mai avem niciun meci. Deci, suntem calificați la Euro. Asta e bine. Asta e bine. Da. Băi, tată, cam asta a fost tot pentru azi. Să aruncăm repede o privire la UEFA Champions League, să vedem cum stăm. Da, șanse mai avem. Aia e important. Ideea principală e că trebuie să batem cam 3 meciuri la rând. Deci în retur trebuie să le batem pe toate 3. Ca să avem șansă măcar la locul 2. Pentru că avem cu Newcastle. Dacă îi batem pe Newcastle, avem problemă în primul rând cu golaverajul, că stăm foarte, foarte prost. Da? Dacă îi batem pe Newcastle, trecem pe locul 3. Asta dacă AC Milan ia bătaie de la PSG. Apoi avem meci cu PSG. Trebuie să-i batem, că așa e normal. După aia sperăm că AC Milan să-i încurce pe Newcastle și să-i batem noi în ultimul... Ba nu. Ultima dată avem cu PSG. Deci da, vom încerca din cu tot ce putem să trecem mai departe, da? Vom încerca. Nu garantez că vom reuși, dar vom încerca. Episodul următor ne așteaptă meci cu Frankfurt și Furt în cupă, iar apoi vom avea un episod incendiar cu Bayern și Newcastle. Bun, bă, tată, cam asta a fost tot pentru azi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și până data viitoare, aveți grijă de voi. Nu uitați să fiți cu minte, nu cu minți. V-am pupat. Pa, pa!